guasat dezamăcit alienat sunteți torturat de îndoieli existențiale. Vă e frică de bătrânețe sau de moarte? Încercați o spălare pe creier. Spălarea creierului nu dăunează în niciun fel sănătății. Ea nu duce nici la modificarea personalității și nici a mentalității celui care apelează la spălare. Funcțiile tale ale creierului, memoria, imaginația, judecata, nu sunt în niciun fel afectate. Spălarea vizează exclusiv impulsurile morbide ale subconștientului. Demonstrează că toate nenorocirile care ne macină viața își au originea în noi înșine. Să ne întoarcem spre noi înșine pentru a căuta vindecarea. Spălarea creierului este singura terapie care țintește direct. Thank you.
Numai așa putem avea acces la o apropiere infinită de Dumnezeu. Purificarea minței noastre este și o purificare a sufletului nostru. De la înălțimea perfecțiunii sufletului nostru, Dumnezeu ne este mult mai accesibil.